Primarul din Târgu Cărbunești susține că dacă se va câștiga acest proiect pentru spital, unitatea medicală va deveni una dintre cele mai moderne la nivelul Olteniei. Am înțeles. Știu că aveți un proiect, domnule primar, în ceea ce privește spitalul din orașul Târgu Cărbunești. Nu că n-ar fi fost modernizat sau reabilitat și nu că n-ar arăta bine și că n-ar avea aparatura necesară sau medicii specialiști necesari, dar știu că vreți să-l îmbunătățiți, să-l faceți poate unul dintre cele mai moderne la nivelul Olteniei? Olteniei, da. De obicei sunt foarte zgârcit la capitolul dezvăluiri. De ce spun asta? Fiindcă politica m-a învățat să nu zic hopa până când nu trec pârleazul. Dar, într-adevăr, suntem în fază de studiu de fezabilitate, de elaborare a acestui document DALI pentru modernizarea, dotarea și reorganizarea spitalului din Cărbunești. Vă dați seama dacă la logistica care o am, la dotările care le am, în spitalul de urgență din Cărbunești, cu încă o 1000 de miliarde aproape, această investiție pe bani europeni, cu o mică cofinanțare din partea primăriei, vă dați seama că cu siguranță, deja pronosticurile sunt, va fi cel mai modern spital după cel din Craiova, după Universitatea din Craiova, din Oltenia. Primarul speră să facă rost de banii necesari cofinanțării, pentru că 2-3% din 20 de milioane de euro înseamnă foarte mult. Cât ar fi cofinanțarea aceasta din partea primăriei? Cât ar trebui să plătiți? 2-4%. Deci, haideți să zicem în jur de 3%. Și singura soluție, bănuiesc, este să vă împrumutați. Să vă împrumut sau alte surse. Eu știu, am o echipă managerială. Oameni de afaceri, sponsori. Condusă de doctorul Târziu. Este păcat să îți vină banii europeni cât 9,70 lei și să nu dai 30 de bani. Bine, da, important este să piardă, domnule primar, astfel de proiecte, că au mai fost și din cauza acestei cofinanțări, primarii n-au avut banii de unde, n-au avut nici curajul să se împrumute și... Eu consider că una din variante este și împrumutul, una din variante poate să fie și un ajutor de bani guvernamental, sub o formă sau alta, dar oricum sunt încrezător...